care e fluxul e felul următor, de la ora 8:30, am stat la rând în cealaltă parte, în restaurantul românesc Doina, mai încolo, 300 de metri, și mai avem încă de acolo până aici. Deci cât e ceasul? E ora 4, 3:30, putem calcula o zi de muncă, exact. O zi de muncă deci, care... Ca să puteți să votați, așteptați 8 ore. Merea până acum sub, 7:30. Și până facem tot rândul ăsta care îl vedeți de noastră, 9. Eu garantez că nu o să... Garantați că veți vota 9 ore care le precizați? Eu garantez că votez. În fluxul care se merge? Nu merge acasă. Nu mă duc acasă. Până nu votez, nu mă duc acasă. Și? Ce veți face? Așteptă să ne dea poliția cu imediatul. Parcați acolo, acolo și acolo. Scutunurile iată, pregătiți. Jandarmeria, deci o vin jandarmeria, speciale care sunt acolo, speciale care sunt acolo, speciale care sunt acolo, dar știți că după ora 9 pot vota doar cei care au rămas în sex, nu, în sala de vot. Și aia înseamnă un număr egal cu numărul urnelor. Ștampile, urne, nu, urnele, nu, 3. Ștampilele, nu. 7. Unde, că aici sunt 3? Nu, 7 sunt. 7 sunt acum. 7. Dar rândul trecut, știți că s-au pus saci de pupele pe camerele video aici? E obligatoriu pentru că nu trebuie să vezi în cabina de vot dacă votezi cu cine votezi. Deci e respectabil să nu se știe votul, e personal. Da. Să fie așa, pentru chestia asta, da. Să fie pentru chestia asta, dar altceva mi se pare ciudat. Măcar la intrare sau în camere. Camere de supraveghere, la masă, nu la vot. La masă. S-ar părea un pic normal, o cameră de supraveghere la masă. Cum se poate băga în școli pentru bacalaureat, se poate băga nu știu unde pentru nu știu ce, o investiție minimă care se poate face. Și nu sexul de votare e problema. Sexile de votare, asta e problema. Numărul secțiilor de votare care se puteau face cel puțin 4 în zona părințială. Pentru că toate estimările care s-au făcut cu românii plecați cu astea, nu știu cât e adevărat să vină, dar sunt mai mulți decât în estimările lor. Sunt mai mult decât în... Deci o să stai aici de 10 ani. Și nu v-ați înregistrat, abonați că aveți un statut legal? Da, am titlu de sejur, am... Exact. Și da, în mod normal ar trebui să fiți pe lista permanentă. N-am știut de chestia asta, mi s-a spus. Am venit și am întrebat de titlu de sejur, zice nu. Mi-a arătat pașaportul cineva. Dacă vezi pe pașaport așa ceva... Nu. Da. Nu, trebuie să vă înregistrați. Am fost un întrebat, am zis că nu. Ce am întrebat aici. Și ar trebui să există lista permanentă. Ați fi de acord ca următoarele votări să aveți o listă permanentă, da, în care să faceți ca și în România aceeași sistem care, de vot? Care suntem aici? De exemplu, ar fi de acord să venim în presupun. Presupun. Deci eu n-aș fi de acord. Alții nu pot vota să merg doar. Da, desigur. Oameni care sunt exact. Au un statut diferit, dar aici îți faci tot ce ai de făcut. Ceea ce faci, plătești impozite la două în bolță. Nu plătești impozite în țară, plătești impozite aici. Da, bunul nu era o chestiune de...